Matei, capitolul 6, versetul 33, spunea Domnul, căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate acestea de care aveți nevoie, vi le va da Dumnezeu pe deasupra. Ați văzut vreodată vreun copil de 4, 5, 6, până la 10 ani să aibă problemă de depresie? Nu. Copiii n-au depresie, știi de ce? Ei nu se îngrijorează ce vor mânca mâine, știu ceva. Au un tată și o mamă care le poartă de grijă. Dragii mei, și noi avem un tată care ne poartă de grijă. Și dacă Dumnezeul nostru ne poartă de grijă, să nu ne temem. Să nu ne temem de altceva, să ne temem doar de Domnul. Auziți, ferice de oricine se teme de Domnul. Fac aici o remarcă. Psalmistul care în Psalmul 27, uitați, în Psalmul 27, versetul 1, spunea David, Domnul este lumina și mântuirea mea. Și pune-le o întrebare, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Auzi, când te tem de Domnul, mai departe spune, chiar război, chiar oștire, nu-mi este teamă de nimic. Însă același David, același psalmist, în Psalmul 64, spune ceva diferit. 64, versetul 1 spune, ascultă-mi, Doamne, glasul când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Auzi, David, când era într-o poziție bună, nu se temea de o armată. Dar când au ajuns la un moment dat să cadă în păcat, acum se temea de vrăjmași. Dragii mei, când este teama de Domnul în viața noastră, la înălțime, nu mai avem alte temuri, alte temeri. Dar când avem alte temeri, trebuie să verificăm că undeva am lăsat ușa deschisă, o pătruns păcatul în viața noastră. Aduceți-vă aminte, uitați, în Psalmul 59 este un titlu foarte interesant, la Psalmul 56. Psalmul 56 este un titlu pe care l-a făcut David cântarea aceasta și spune cuvântul Domnului către mai marile cântăreților. Se cântă ca și cântarea porumbel din ștejar depărtați. O cântare de lauda lui David, făcută când l-au prins filiștenii la Gat. Cei care cunoaște scripturile, știți că la un moment dat David a căutat refugiu în țara filiștenilor. Și acolo în țara filiștenilor, oamenii și-au adus aminte de el și-au zis, acesta este David pentru care cânta oamenii. Saul a bătut zecile lui, Saul a bătut miile lui, dar David a bătut zecile de mii. Și acum la David începe să-i fie frică. Și spune cuvântul, a trebuit să facă pe nebunul, să facă zgârieturi pe porci. Și au spus împăratul Achish, auzi, am eu destui oameni cu probleme, la ce mi l-ați mai adus și pe ăsta? Nu i-a făcut niciun rău, dar s-a temut. David, care odinioară l-a învins pe Goliat. David, odinioară împotriva cărora tremurau filistenii, ori încotro se întorcea biruitor, acum el ajunge în țara filistenilor rob și cu teamă. De ce? Și auzi ce spune el. Cântarea aceasta, că cântați-o ca și cântarea porumbel din ștejari depărtați. Știți că în Scriptură, în Noul Testament, porumbelul este simbolul Duhului Sfânt. Și când porumbelul nu-i mai în inima ta, ci undeva în ștejari depărtați. Asta este o dovadă a robiei spirituale. Când permitem în viața noastră să pătrundă lucruri străine, te pui pe genunchi și parcă nu te mai poți ruga prin Duhul Sfânt, parcă nu mai prinzi firul de legătură. De ce? Altădată erai biruitor asupra unor stări și acum ai ajuns rob. Mă rog pentru toți părinții din locul acesta, Doamne, leagă-ne inima de Tine, amin. Să avem o prioritate corectă. Vă citesc ceva din cartea Numeri. Două seminții și jumătate s-au apropiat de Moise și au vrut să rămână de cealaltă parte a Iordanului. Seminția lui Ruben, a lui Gad, jumătate din seminția lui Manase și Moise nu a fost de acord. Până la urmă l-au înduplecat și au zis cum pune problema. Numeri capitolul 32, versetul 16. Să vedeți ce prioritate au avut oamenii aceștia. Ei s-au apropiat de Moise și au zis, vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri, auziți? Ne ocupăm de vite, de turmele noastre, după aceea ne ocupăm și de pruncii noștri. Mai întâi vitele, averea și după aceea copiii. Doamne, câți mulți, cât de mulți astăzi, au aceeași prioritate. Pe atunci averea se măsura în turme. Dacă ai multe turme, ești bogat. Că erau încă în călătorie spre Iordan, spre Canaan, încă n-au trecut Iordanul. Ne ocupăm de vite, după aceea de copii. Și auziți ce le spune Moise. Moise, omul lui Dumnezeu, după ce se lasă înduplecată, îi corectează și în versetul 24 din același capitol spune Moise astfel. Zidiți cetăți pentru pruncii voștri și apoi o coale pentru vitele voastre. Moise pune prioritatea corectă, adică ocupați-vă mai întâi de copii, după aceea de avere. Dacă vreți, cartea Ezra, capitolul 8, versetul 21, vedem din nou
niște oameni cu viziune corectă. Le stătea înainte o călătorie și spune cuvântul, Ezra i-a provocat la un post. Și spune, acolo la râul Ahava, 8:21, Ezra a învestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru și au zis ordinea, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și apoi pentru tot ce era al nostru. Foarte bine, da? Noi, copiii și averea. Să nu uităm prioritatea aceasta, da? Prima dată, în primul rând, trebuie să ne ocupăm de sufletul copiilor noștri, dacă vrem ca să ajungă cu noi în cer. De prea multe ori am întâlnit oameni care, pentru că n-au pus prioritatea corectă, au eșuat și și-au pierdut copiii. Și cel mai mare dar pe care îl dă Dumnezeu unei familii este copiii. Nici o bogăție nu se poate asemăna cu copiii și creșterea lor pentru Dumnezeu. Asta este cea mai mare slujire a familiei, creșterea și mântuirea copiilor lor. Și dacă nu punem prioritatea corectă, pierdem. V-aș mai spune aici un gând. Dumnezeu a promis lui Avram că le va da de moștenire de țara Canaanului, urmașilor lui. Dar înainte de asta au spus Dumnezeu, veți ajunge robi în țara Egiptului 400 de ani. Și într-adevăr, au stat în țara Egiptului peste 430 de ani. Însă la un moment dat, când Iosif era guvernatorul lui Faraon și s-a ocupat de frații lui, ei au dus-o foarte bine în Gosen. Aveau tot ce le trebuie. Aveau o țară minunată, cu pășune, turmele se înmulțeau, ei creșteau foarte mult și au ajuns într-o postură că nu mai doreau Canaanul. S-au obișnuit în Gosen. Dragii mei, noi suntem Biserica Domnului și de multe ori, ca și cei din Egipt, confundăm Gosenul cu Canaanul. Nu ne mai dorim patria cerească, că o ducem prea bine aici. Și pentru că ei, în timp de sute de ani s-au acomodat așa de bine acolo în Gosen, că nu mai voiau să plece. Dumnezeu a trebuit să-i dezlipească de Gosen. Știți cum i-a dezlipit? Prin munci grele, prin robie și punctul culminant, prin moartea copiilor. Poate spun ceva dureros acum, nu vreau să rănesc pe nimeni, nu asta e scopul meu. Parcă în ultima vreme din familie fraților, o mare parte din copii se duc în lume. Și asta este rezultatul faptului că ne-am legat inima de Gosen, nu de Canaan. Și datorită morții copiilor noștri, când l-au început să le moară copiii în Gosen, atunci copiii lui Israel au început să strige către Domnul, Doamne scapă-ne, vrem în Canaan mai bine. Pentru că ne adâncim prea mult rădăcinile aici în Gosen, ne pierdem copiii, uitând că de fapt destinația noastră nu este Gosenul, ci Canaanul ceresc. Și ne adâncim rădăcinile aici și aici, tot mai mult și tot mai mult, și ne mor copiii, se duc în lume. Uitați-vă dacă vreți în Geneza, capitolul 26, versetul 15, spune cuvântul Domnului că pe vremea lui Avram, Avram a sâmpat niște fântâni, dar pe vremea lui Isaac au fost astupate. Și spune, toate fântânile pe care le-a săpasăre robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut. Cu ce? Cu țărână. Auzi, când umbli după lucrurile pământești, țărâna face ceva, îți astupă fântâna, îți astupă izvorul binecuvântat. Ați cunoscut predicatori? Cântăreți, proroci, care când au început să se afunde în lucrurile pământești, n-au mai cântat, n-au mai prorocit, n-au mai predicat, o lăsat pentru alții. Fântâna, izvorul binecuvântat, le-a fost astupat de țărână. Dragi părinți, dragi tați, datoria ta și a mea, în primul rând, este să croiesc o cale spre împărăția lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne ajutorul acesta, amin. Două direcții în privința aceasta. Un tată este responsabil ca și preot în familie. Și preotul avea o slujbă dublă, o dublă însărcinare. Una, de a aduce jertfe pentru popor. Asta înseamnă mijlocire. Adică să vorbești cu Dumnezeu despre oameni. Să vii cu rugăciuni, să vii cu jertfe, să aduci jertfe pentru iertarea, pentru ispășirea poporului. Și a doua slujbă. Foarte important, vă citesc cartea Maleahii, capitolul 2, versetul 7, spune cuvântul Domnului astfel, o a doua slujbă a preotului, căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Maleahii, capitolul 2, versetul 7. Iată că preotul, el trebuie să dea învățătură, el trebuie să învețe pe alții. Noi ca și preoți în familie, dragii mei, părinți, tați, avem o slujbă dublă, mijlocirea pentru copiii noștri, să-i aducem în rugăciune, nu mai dau citate biblice că dumneavoastră cunoașteți, Iov, când copiii săi se adunau, ce făcea? Aducea câte o jertfă pentru fiecare din ei și spunea, poate că copiii mei au întristat pe Domnul, se ruga pentru ei. Aduceți-vă aminte de David,
înainte de moarte, îl cheamă pe Solomon, îi dă niște sfaturi, dar în același timp își și roagă pentru el. Dragii mei, avem însărcinarea aceasta, să ne rugăm pentru copiii noștri, pe nume, în fiecare zi. Nu mă îndoiesc că tinerii și tinere se roagă, se roagă fiecare personal pentru el. Când te căsătorești, automat în rugăciunea ta zilnică trebuie să intri și soția, te rogi pentru soție. Când Dumnezeu te binecuvintează cu un copil, doi copii, trei copii, cât dorește Dumnezeu să-ți dea, te rogi și pentru copii, pe nume, așa facem, nu? În fiecare zi. Dar când copiii cresc mari și un băiat cel mai mare se căsătorește, te rogi și pentru noră sau nu te mai rogi pentru noră? Te rogi și pentru noră, nu? Se extinde lista, așa-i? După aceea se căsătoresc copiii, după aceea vin nepoții și la început poezia avea o singură strofă, te rugai numai pentru tine. Doar după aceea poezia devine un poem, cu multe ramificații. Începi să te rogi pentru tine, pentru copii, pentru gine, pentru nurori, pentru nepoți, har Domnului. Domnul să binecuvinteze toți mijlocitorii, amin? Asta este slujba de părinte, se teme de Domnul, umble pe căile lui. Și nu doar mijlocim. Al doilea punct foarte important, el trebuie să învețe. Noi trebuie să ne facem timp să învățăm pe copiii noștri. Vă citesc cartea Deuteronom, capitolul 6. Auziți ce frumos spune cuvântul aici? Din nou, un avertisment pentru noi ca părinți. Versetul 20. Deuteronom 6:20. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea? Legile acestea, poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru? Și auziți următorul verset. Să răspunzi fiului tău. Adică fă-ți timp și dă-i răspuns. Copiii noștri la vârsta inocenței, 4, 5, 6 ani, n-au treabă ca noi, n-au atâtea grijuri. Și vine copilașul la tata și spune, tata, nu-mi povestești ceva despre David? Povestește-mi ceva despre Timotei, despre Iosif. Dar tata, după 12 ore de muncă, 14 ore, acum sunt prea obosită, bă, să mă culc. N-am timp, nu pot acum. Data viitoare vine fetița, spune-mi ceva despre Estera din Biblie, despre Rut, despre Maria, mama Domnului Iisus. Zice, tata, am de dat niște telefoane și acum sunt prea ocupat. Și azi ești obosit și mâine dai telefoane și trece timpul și inima copiilor noștri este ca un pământ curat. Dar dacă nu pui nimica, acolo crezi buruieni multe. Dacă nu-ți faci timp, auzi, când fiul tău te întreabă, spune, să răspunzi fiului tău, fă-ți timp și răspunde-i. Că dacă nu-ți faci tu timp să răspunzi, să semeni, să-l înveți, inima lui nu va rămâne curată. Va fi anturajul, va fi școala care îl va prelucra și va semăna altceva în viața copiilor noștri. Dragii mei, uitați-vă la orizont ce se întâmplă. Uitați-vă cu ce sunt îndoctrinații de la clasele mici, primare, de la cele mai mici vârste. Cineva caută să semene în inima lor. Îmi vine aici în minte un gând și o să vi-l spun. Nabot avea o vie. Și Ahab, spune cuvântul, pentru că era aproape de via lui, voia să pună mâna pe via lui. Via simbolizează moștenirea Domnului. Citeam, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Și Ahab, stăpânitorul lumii acesteia, a pus ochii pe via noastră, pe copiii noștri și vrea să ia. Și a zis, în loc de vie o să fac altceva, o grădină de verdețuri, ceea ce se vinde pe piață. Scoți din ei ideea despre Dumnezeu și îi indoctrinezi cu ceea ce se vinde, ceea ce vrem noi să se vândă pe piață. Și Ahab răspunde așa de frumos, să mă păzească Dumnezeu, să-ți dau moștenirea părinților. Nabot zice, să mă păzească Dumnezeu, să-ți dau moștenirea părinților. Îl pune pe Dumnezeu pe primul loc și apoi părinții. Și când pleacă Ahab acasă, mânios, spune că a început să se gândească, de ce nu mi-a dat Nabot mie moștenirea? Și și-au adus aminte. Au zis, să nu pot să dau moștenirea părinților. Din start, Ahab îl scoate afară pe Dumnezeu. Dar au lăsat părinții. Când ajunge Ahab acasă, îl vede Izabela că e cam întristat. Și întreabă Izabela, de ce ești trist? Și spune el, din pricina lui Ahab. Dar ce ți-a zis Ahab? Nu-ți dau moștenirea părinților. Eu scot și pe părinți. La o scară mult mai largă, exact treptele acestea se întâmplă în generația secolului 20 și 21. În urmă cu câteva zeci de ani, statele democrate au început ușor să-l scoată pe Dumnezeu afară. Pe Dumnezeu afară. Dar următorul pas, după ce l-au scos pe Dumnezeu, scos și părinții afară.
L-au scos pe Dumnezeu, după aceea și părinții. Dragii mei, noi avem copiii noștri cu noi puțină vreme. În acea puțină vreme, cât sunt sub tutela noastră, să ne facem datoria bine. Doamne ajută-ne, amin. Să spun un gând și despre munca pământească, desigur, la munca pământească trebuie să fie un echilibru, versetul 2, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Trebuie să fie o muncă cu cumpătare, trebuie să fim harnici, trebuie să fim gospodari, dar în același timp să nu uităm un lucru. Aici pe pământ noi suntem străini și călători. Doamne, dă-ne o inimă cumpătată, amin, o inimă înțeleaptă. Noi trebuie să muncim pentru copiii noștri, trebuie să fim harnici, trebuie să fim oameni chipzuiți, dar în același timp să fim oameni care să știm când este timp de adunare, să le lăsăm pe ale noastre, că este mai important la casa Domnului. Vreau să merg mai departe să vedem dacă am amintit care este locul lui Dumnezeu, apoi locul bărbatului. Versetul 3 ne spune despre soții, despre nevastă. Nevasta ta este ca o viță roditoare și au zis care este locul ei, înăuntru casei. Înăuntru casei. Ea este regina casei, dacă vreți. Capitolul 31 din Cartea Proverbe. Acolo este dedicat de la versetul 10 până la sfârșitul capitolului, vorbește despre femeia aceea deosebită. O femeie înțeleaptă. Dar, uitați și în Noul Testament, vă citesc două versete să vedeți, în Noul Testament întâlnim aceeași idee. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 14. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii și, auziți, să fie gospodine la casa lor. Asta spune cuvântul. Locul lor, cel mai important, este cadrul familiei. Tit, capitolul 2, versetul 45. Spune cuvântul Domnului astfel. Femeile mai în vârstă să le învețe pe cele mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viață curată, să-și vadă de treburile casei. Din nou aceeași idee, înăuntru, în casă. Cea mai mare slujbă pe care o poate avea o femeie aici pe pământ este slujba de mamă. Alta mai mare nu este. Nu există slujbă sau datorie mai mare pentru o familie și pentru o mamă în lumea aceasta decât să fie cu adevărat mamă în casa ei. Vă spun aici un gând. La o familie, Avram și Sara, la amândoi Dumnezeu le-a modificat numele. La Avram i-a mai pus o literă în plus, dar la Sarai i-a mai luat o literă. O zis, Avrame, ce-ți mai pun o literă la mijloc, te vei numi Avraam. Dar la Sarai o tăiat ultima literă. Din Sarai a făcut Sara. Știi ce înseamnă Sarai? Citeam odată un comentariu să văd ce înseamnă acest nume și am rămas surprins. Uitați, în Genesa, capitolul 17, este scris lucrul acesta, 17 cu 15. Dumnezeu a zis lui Avraam, să nu mai chem Sarai pe nevasta ta, Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Sarai însemnează prințesa mea. Să spun domnul către Avraam, auzi, știi ce? Nu mai chema pe Sarai prințesa ta. Cheamă-o mama multor neamuri, așa a spus domnul, schimbă-i numele. Păi nouă, sigur că bărbați ne-ar plăcea să avem pe Sarai lângă noi, o prințesă, știți? Dar au spus domnul, auzi, mai important decât să ai o prințesă e să ai o mamă lângă tine. Nu caz mult la examenul ăsta, ar vrea să aibă o prințesă, un copil, doi, să arate ca o prințesă. Au spus domnul, în ochii mei mai important e să fie Sara, să aibă mulți copii. Împlinim oare noi voia lui Dumnezeu? Doamne, binecuvintează toate surorile, amin? Să înțeleagă planul Domnului. În familie noastră, cel care stabilește este Dumnezeul nostru. Mărit să fie numele Domnului. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi, auziți, locul copiilor. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Ce frumoasă familia aceea unde tata, mama și copiii mănâncă odată la un loc. Am văzut deja și la noi, România, pătrund de flagelul acesta. Tata cu mama vin la masă, dar copiii mănâncă undeva în oraș, la restaurant. Zice, fiul lui Iov dădeau rând pe rând câte un ospăț. Iov, capitolul 1, nu? Și spune cuvântul, pofteau și pe surorile lor, dar pe părinți nu. Au numai pe surori. Copiii se simt bine ei între ei. E o prăpastie între generații, parcă e tot mai mare, așa-i? Prăpastie între generații. Zice, fii și fetele, surorile și frații, dar părinții ei nu știu de ăștia, ele. Și când a venit vântul acela și a rovit în casă și a căzut casa, erau tot copii așa, părinții nu au fost acolo. Vedeți? Gândiți-vă la asta.
Se face o prăpastie de generații, dar eu așa de mult mă bucur, auzi, nevasta ta și copiii tăi împreună cu tine stau la masă. Doamne, binecuvintează familie cu unitate, amin. Uitați-vă un alt exemplu din Scriptură, fiul cel mare din pilda, din Luca 15, pilda fiului risipitor. Vine fiul cel mic acasă, tatăl îl primește, taie vițelul îngrășat și când aude fiul cel mare, muzică, jocuri, nu știe ce este. Cheamă pe unul din robi, îl întreabă despre ce e vorba. Ce fratele tău a venit acasă și tatăl l-a primit cu bucurie și sărbătoare, dar el și-a împietrit inima, nu voia să intre. Și vine tatăl să-l convingă, haide fiul înăuntru. Și spune el, tată, eu îți slujesc ca un rob de atâți ani și mie nu mi-a dat nici măcar un ied. Și zice tata că te auzi, am tăiat un vițel, este carne destulă, vine să mănânci. Auzi și zice el, nu, eu am vrut să mănânc cu prietenii, nu cu tine. Nu mi-a dat un ied să mă veselesc cu prietenii, auziți? Și inima lui era tot la prieteni, nu la tata. Este o prăpastie între generații. Cel mic s-a dus și a plecat. Dar și cel mare avea inima îndreptată nu către părinți, către altcineva. Fiica lui Iefta mai are 2 luni de trăit. Și se duce la mama și la tata și spune, știi ce? Eu accept ca tata să-și împlinească juruința, dar ultimele 2 luni, lasă-mă cu prietenele mele. Ce frumos ar fi spus, măcar, auzi, lasă-mă o lună cu prietenele și ultima lună să fiu cu voi. Dar ultimele 2 luni, ultimele zile din viață, nu cu părinții, ci cu prietenele. Dragii mei copii, cinstiți-vă părinții, ascultați. Efeseni capitolul 6, versetul 1 și 2, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Auziți, 2 versete, Efeseni 6, 1 și 2. Copii ascultați și al doilea lucru, copii cinstiți-vă părinții. Pun o întrebare pentru frați și pentru copii dacă pot să răspundă. Ce mai mult, să ascult de părinți sau să cinstești părinții? Să-i cinstești o treaptă mai înaltă. Că poți să ascult, spune tata, du-te, fă cu tare lucruri. Nu-ți convine, dar te duci și faci. Dacă e vorba să cinstești părintele, e ceva mai mult. Cum poți cinsti un părinte? Spun un gând și timpul înaintează. Vă dau un citat din Scriptură, Proverbe, capitolul 3, puțin în alt context, dar o să-l aplicăm și la viața de familie. Proverbe, capitolul 3, versetul 9. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Dar rămâne la versetul 9. Cinștește pe Domnul, nu cu buzele, cu averile. Ce folos ar fi unui tânăr să-i spună la mamă și la tată, eu te cinștesc. Și el să se confrunte cu greutăți financiare, părinții, și să nu-l ajuți. La ce folosește? Auzi, cinștea se dă și prin ajutarea financiară. Pleci departe de casă, poate la școală și stai o săptămână, două, trei, zilnic sună-ți mama și tata, zilnic. Te-ai căsătorit și stai undeva, poate mai departe, vizitează-ți părinții, asta înseamnă cinstea părinților. Vizitează-l, sună-l, întreabă-l de sănătate, ajută-l. Nu ca cei din Marcu capitolul 7, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am dat Domnului, știți? Ne ascundem noi după diferite paravane. Cinstirea părinților însemnează chiar ajutor financiar că n-au nevoie. Pentru că altfel spune cuvântul, uitați ce înseamnă lepădare de credință, printre altele. Noi așteptăm și se vorbește în vremea aceasta mult despre lepădarea de credință și ne gândim cine și la ce scenarii. Poate unele adevărate sau mai puțin adevărate. Dar 1 Timotei capitolul 5, versetul 8 spune ceva foarte interesant. 1 Timotei 5 cu 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și auziți, mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Auziți ce înseamnă lepădare de credință? Să nu te ajuți părinții când îți la nevoie, asta înseamnă lepădare de credință, fraților. Părintele tău poate să confrunte cu greutăți financiare și tu spui, eu dau bani la misionari, lasă misionari, e bine că ajungi misionari, dar în primul rând părinții, după aceea alții. Asta este o regulă stabilită de Dumnezeu. După aceea, sigur, ajutăm și misionari, evanghelisti, slujitori, pe cei sărași, orfani și văduve, dar în primul rând pe cei din familie trebuie să te ocupi. Domnul să ne dea înțelepciune, amin. Apoi, dacă vorba de copii, auziți, copiii stau la masă, la aceeași masă cu părinții. A sta la masă implică a te hrăni.
Putem vorbi, dacă vreți, despre hrana copiilor noștri, cu ce se hrănesc copiii noștri, cu ce se alimentează. Vă citesc un verset din cartea Ieremia, exact aici s-a deschis Scriptura, Ieremia, capitolul 9, versetul 23. Auziți? Căci moartea s-a suit pe ferestele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești. 21, rectific. Moartea s-a suit pe ferestele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Conform cărții Eclesiastul, capitolul 12, cele tari, picioarele, cei ce se uită pe ferestre, ochii, ferestrele este simbolul pentru ochi. Și auziți ce spune versetul ăsta? Moartea s-a suit pe ferestre. Niciodată omenirea n-a fost asaltată ca acum de imagini foto și video, de rețele de socializare. Și astăzi moartea biruie tinerii prin ferestre, prin ochi. Copiii stau la masă cu tine, dar ce mănâncă la masa ta? Cu ce se hrănesc copiii la masa ta? Plângeri, capitolul 4, versetul 4. Era o nofa lui Ieremia, plângea prorocul Ieremia, că era o vreme când mamele își mâncau copiii de foame. Și auziți ce spune Plângeri, capitolul 4, versetul 4, ultima parte a versetului. Copiii cer pâine, dar ce trist, nimeni nu le-o dă. Dragii mei părinți, ascultați-mă bine, copiii noștri au nevoie de pâine, de pâinea vieții, de cuvântul lui Dumnezeu. Dar constată prorocul, nimeni nu le mai dă pâine la copii. Că în loc să le dăm pâine la copiii noștri, ei se hrănesc cu ferestele din ochi. Uitați-vă copiii noștri de ce sunt asaltați astăzi. Rețele de socializare, prietenii păcătoase. Chiar în casa Domnului stau unii și își fac poze și trimit mesaje. Dragii mei, ce vă spun sunt realități. Și îmi doresc pentru tine din Rânduare, Doamne, naște-i din nou pentru împărăția ta, amin. Ne bucurăm că vin la adunare, ne bucurăm, slavă Domnului, dar ne dorim mai mult Dumnezeu să le schimbe inima. Așa cum odinioară spune cuvântul că s-a întâlnit Samuel cu Saul și când a plecat Saul și Samuel s-au despărțit de acolo, la Saul Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Ne rugăm pentru tineri și tineri din adunare, Dumnezeu să le schimbe inima, amin. Să le pună în inima lor gust pentru pocăință. Moartea s-a suit pe ferestre. Prin intermediul inteligenței artificiale, prin intermediul tehnologiei internetului, astăzi mulți copii sunt omorâți. Mulți. Rețele de socializare, videouri stricate, care strică inima copiilor noștri. Și îi spune Ioan, așa de frumos spunea Ioan în a treia epistolă, versetul 4, avea o dorință, îi spunea, eu nu am dorință mai mare. Cea mai mare dorință este decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Asta e cea mai mare dorință noastră, nu? Dragii mei, primim copii din partea lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât. Așa cum spune 3 Ioan, versetul 4, dorim copiii noștri să umble pe calea Domnului. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Copiii noștri trebuie să stea cu noi la aceeași masă, să se hrănească cu aceeași învățătură curată. Dacă tot am amintit despre Avram și Isaac, cercetați scripturile, să vedeți, Avram o săpa niște fântâni, filistenii le-au astupat, Isaac l-a săpat din nou și așa de mult îmi place. Zice, Isaac le-a dat fântânilor aceleași nume pe care le-a dat tatăl său. Adică, și tata și fiul aveau aceeași vorbire, aceeași limbă. Ce-a fost păcat pe vremea părinților noștri, este păcat și astăzi, dragii mei. Oare mai vorbim noi aceeași limbă? Avram a pus niște nume la fântân și Isaac a zis, tatăl meu e depășit, nu știe el prea bine. Eu o să pun alte nume, nu. Isaac le-a pus aceleași nume. Ceea ce a fost păcat pe vremea părinților noștri, este păcat și astăzi. Doamne, dă-ne înțelepciune de sus, amin. Merg mai departe și timpul se apropie de a încheia predica, dar vreau să vă amintesc un verset. Auziți, am amintit locul lui Dumnezeu, locul tatălui, locul mamei, locul copiilor. Versetul 6 ne spune mai ceva. Să vezi pe copiii copiilor tăi. Asta înseamnă locul bunicilor. Domnul să binecuvinteze toți bunicii din adunare, amin. Nu de mult aveam o zi deosebită la noi la biserică, de fapt câteva zile de post pentru bătrânii biserici. A fost foarte bine și cineva m-a întrebat ce înseamnă bătrân, de la ce vârstă cineva este considerat bătrân. Desigur, nu avem o definiție așa de la ce vârstă, dar vă citesc un verset din cartea Proverbe, capitolul 17, versetul 6. Proverbe, capitolul 17, versetul 6. Copiii copiilor sunt cu noi bătrânilor. Cine are nepoți, deja e bătrân. Aveam la noi în zonă o familie de frați romi, fratele al 36 de ani era bunic deja.
S-a căsătorit la 17 ani, fata lui la 16 ani, la 17 ani era bunic deja. Mai tu ai intrat în rândul bătrânilor, ai 36 de ani, dar ești bătrân deja. Oricum, aici sunt mai mulți bătrâni. Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin? Să-i ține Domnul 30 până la capăt, amin? Dau două exemple. Absalom îl ucide pe fratele său Amnon. Și unde să fugă? Spune cuvântul, a fugit la Talmai, împăratul Gheșurului. Talmai era bunicul lui. La bunic, a găsit refugiu la celălalt bunic, din partea mamei. Și când a fugit acolo, a stat 4 ani la bunicul. Când vine de la bunicul lui, n-am fi așteptat acum Absalom să vină cu capul plecat. Tată, îmi pare rău, am ucis pe fratele meu, te rog să mă ierți. Dar nu, când vine de la bunicul lui, vrea să-l ucide și pe tata. Auziți? Ce-a învățat de la bunicul. Măi, du-te și ia tu domnia, de ce să ia frații tăi? Omoră și pe taică tu. Doamne, ce bunici! Dar sunt și altfel de bunici. Fineas era fiul lui Eleazar, era fiul lui Aron, era nepotul lui Aron, marele preot. Și când au văzut că a uitat stricăciunea în tabără, Fineas plin de râvnă a păstat sfințenia în tabără. Ne rugăm pentru nepoții noștri să trăiască aceeași viață de curăție. Doamne, binecuvintează, amin? Psalmul 45, ultimul verset. Psalmul 45, ultimul verset, dar ce spune aici? Penultimul verset, 16, 45 cu 16. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi. Auzi, copiii tăi vor lua locul părinților, adică nepoții vor lua locul bunicilor. Să fie nepoții noștri mai pocăiți decât bunicii noștri. Asta ne dorim, nu? Chiar dacă trec generațiile, viața de curăție, de sfințenie, să rămână la același nivel. Domnul să ne ajute, amin. Și ultimul lucru care am vrea să-l amintesc, al șaselea loc, versetul 5 din 127. Locul vrăjmașilor, auziți, versetul 5. Ferice de omul care și-o umple tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la... Păzească-ne, Domnul, să-i ținem vrăjmașii înăuntru. Vrăjmașii să-i ținem la poartă. N-au ce căuta înăuntru. N-au ce căuta înăuntru. Vrăjmașii până la poartă, dar înăuntru n-au voie. Mă rog pentru Biserica Ghețimani să poată ține vrăjmașii la poartă, amin? Să nu intre înăuntru. Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 12, spune astfel. Ești o grădină închisă, soro mireasă. Adică ai niște ziduri, ai o poartă și vrăjmașii nu trec dincolo de poartă. Să putem ține lumea afară, n-are ce căuta înăuntru. În Biserica Domnului este stăpân Hristos Domnul. Și în familia noastră să stea vrăjmașii afară, să nu vină înăuntru. Ce frumos ar fi, așa-i? Să nu intre moartea pe fereastră, auziți? Dacă ții ușa închisă, moartea dă târcoale, vrea să intre pe fereastră. Nici pe fereastră, nici pe ușă. Să-i ținem afară. Ne rugăm pentru toate familiile, Doamne, dă-ne Duhul Tău cel Sfânt în adunare, amin? În familia noastră să fie Duhul Sfânt, să n-aibă ce căuta vrăjmașii în familia noastră. Că atunci când intră vrăjmașul, spune în cartea Ioan, capitolul 10, hoțul face 3 lucruri. Vine să fure, să junghie, să prăpădească, din ce în ce mai rău. Îți face o rană, îți fură și după aceea face nimicire. Ne dorim pentru familie de la Ghețimani, Doamne, păstrează familie sub scutul Tău binecuvântat. Să putem ține vrăjmași afară, în familie noastră să fie stăpân și Domn Dumnezeul nostru. Amin. Și ce a început Tu, Doamne, în viața noastră să poți duce la bun sfârșit. Amin. Amin.